După Charlie Hebdo, după Paris, după Londra, după Berlin, după Bruxelles, Strasburgul este și el în doliu. Locuitorii orașului au înfruntat frica și șocul de ieri seară pentru a onora memoria victimelor teroristului șerif Cecat, care este încă de negăsit. Operațiunile de urmărire au fost lansate la scurt timp după atacul din târgul de Crăciun de marți seara. Ieri poliția a lansat mandatul de căutare a individului pe care l-a caracterizat ca fiind unul extrem de periculos. În vârstă de 29 de ani, suspectul, fan al extremismului cu 27 de condamnări la activ, este rănit la braț și înarmat potrivit autorităților care nu sunt sigure că suspectul se află încă în Franța. Sute de jandarmi îl caut în Hexagon, în timp ce poliția germană, împreună cu cea elvețiană, a fost și ea mobilizată. Ultimul bilanț arată că atentatul comis la târgul de Crăciun de la Strasburg a făcut 3 morți și 13 răniți, dintre care 5 grav.